Bun găsit, sunt Carmen Avram. Într-o lume normală, povestea de astăzi ar fi despre un mare scriitor român și opera lui genială, care a marcat literatura universală și a lăsat amprente pe viața a milioane de pământeni. Și ar fi un reportaj frumos, pentru că e cam singurul nostru autor de o asemenea învergură. Dar noi nu trăim într-o lume normală, așa că povestea de astăzi e tristă și vorbește despre un savant care s-a stins departe de România, îndurerat că acasă lumea l-a îngropat înainte de vreme. Între timp, el era atât de măcinat de dor, încât și-a rugat un prieten să strecoare în America un pumn de pământ românesc, ascuns într-o șosetă. Alții îi aduc elogii și îi dedică universități. Noi am refuzat să luăm în primire moștenirea pe care a lăsat-o României, pe motiv că e prea mare bătaie de cap. Aceasta este povestea prea puțin știută a ultimilor ani din viața lui Mircea Eliade. Am coborât într-o gară din Chicago la 1 octombrie 1956. Simțeam deja că ne aflăm într-un alt fel de oraș, fără prieteni, fără rude, fără cunoștințe. Ne mângâia doar certitudinea că în cel mult 7-8 luni vom regăsi Parisul și rudele și prietenii. Așa își descria Mircea Eliade în jurnalul său primele momente după ce a sosit la Chicago. Nu ar fi bănuit atunci că va rămâne aici, în orașul supranumit Orașul Vânturilor, până la sfârșitul vieții sale, încă 30 de ani. 30 de ani pe care noi, românii, i-am pierdut. Luați de vâltoarea comunismului, am uitat complet de acest savant imens și l-am închis în arhive. Revoluția nu ne-a scos nici ea din uitare. Mircea Eliade la Chicago a rămas deci până astăzi un capitol nestudiat și necunoscut din viața unuia dintre cele mai mari genii pe care le-a avut această țară. De fapt, uitarea începuse de mai devreme. Când a ajuns în SUA, Eliade aparținea deja lumii. Era faimos și căutat de cele mai cunoscute universități din Europa. Timp de 20 de ani a trăit ca un pelerin. Londra, Lisabona, Paris. Departe de țara pe care a iubit-o până la moarte, a trăit intens, cu bucurii de o clipă și drame cât pentru o viață. Maitre devenea fenomen mondial. S-a publicat domnișoara Cristina, i-a murit soția, s-a îndrăgostit din nou, s-a căsătorit cu femeia care i-a fost sprijin și umbră până la final. Alături de ea, de Cristinel, Mircea Eliade ajungea în Chicago cu două valize și un plan pe termen scurt: să predea istoria religiilor la universitate până îi se termină contractul și apoi să se întoarcă la Paris. Orașul cu vreme schimbătoare în care poți trăi trei anotimpuri într-o zi l-a cucerit însă iremediabil. Ne-a impresionat măreția sălbatică a lacului Michigan, pe țărmul căruia se construise șoseaua. Nu îi se vedeau marginile, iar culoarea vânătă și talazurile ne-au amintit de Marea Neagră. A făcut și acolo ce a făcut peste tot. A căutat România la fiecare pas, în fiecare colț de stradă străină și de țară îndepărtată. Și probabil că a rămas la Chicago pentru că a găsit acolo locul, dar mai ales oamenii, care să-i dea sentimentul de acasă, ostoindu-i dorul. Iar universitatea, desprinsă parcă din cărțile lui Dickens, i-a oferit șansa de a întâlni și profesori celebri laureației Premiului Nobel, dar și studenți cu spirit liber și drag de cărțile lui. Mergând pe urmele lui, descoperi că americanii l-au iubit mai mult decât l-am iubit noi. He would sit where you are and we would talk. I always sat here, he always sat there. So he's been here. Cuvintele femeii cu zâmbet blând de bunică rămân cumva suspendate în aer și se pierd într-o șoaptă. I-a fost lui Eliade studentă, colegă, prietenă, confidentă și mângâiere pe patul de moarte. O cheamă Wendy Doniger și e succesoarea lui la conducerea Catedrei de Istoria Religiilor, care azi poartă numele Mircea Eliade. În biroul înțesat de cărți, volumele filozofului românii sunt profesoarei inspirație și icoane, la fel ca toate portretele lui din această încăpere. He's very young in this picture. It's long before I knew him. I forget how I got this picture. În schimb, își aduce aminte foarte bine ziua în care s-au văzut prima dată. Ea susținuse o dizertație la Harvard coordonată de la distanță de către Eliade. Nu-și vorbiseră decât în scris, până într-o zi. It was in the summer of 1978. Joseph Kitagawa invited me to dinner to meet the Eliade. I came into the room and at the far end of the room, Eliade was sitting on a couch. And as soon as I got in, he went to his feet. And as I walked toward him, he bowed. And he said, I am so surprised
such a great scholar and such a young girl. It was so welcoming and so nice. It was just the perfect thing, so gallant of him to say that. And that was the fabulous song. And then we had dinner together and then we became friends. Povestește totul firesc și simplu, așa cum era și Eliade, spune ea. Pe cât de mare era ca filozof și scriitor, pe atât de cald și de generos era ca om, capabil să lege prietenii pe viață într-o clipă. Așa s-a întâmplat și cu Wendy Doniger. Au fost câțiva ani în care studenta, devenită profesoară sub ochii savantului român, a avut privilegiul de a-i asculta și dizertațiile și gândurile intime. Vorbeau ore în șir despre vreme, viață, filozofie și India. Și întotdeauna la final, Eliade îi dăruia o carte cu autograf, exact cum a făcut cu toți cei pe care i-a întâlnit în viață. To Wendy, an essay on remythologizing the terror of history. Affectionately, Mircea, Chicago, July 1980. He was very charming. He was full of anecdotes and he was very good company. He wasn't taciturn in company, just he didn't come into company very often. He spent many hours of the day by himself. Pentru prieteni era simplu Mircea, pentru studenți, profesorul Eliade, omul care îi trata ca pe niște parteneri de idei, pe care îi încuraja mereu să-și lase gândurile libere să caute, să cerceteze. Sometimes the student's paper was not very good. He always said something good about it. He usually said, I learned so much from this paper. You know, there are always facts in a paper. He said, what an interesting topic this is. And then he would go on saying something really very interesting about it, which the student had not said, and said, well, so I learned that. What an interesting paper. And it's really his ideas were interesting and not the students. So he was very generous, very non-critical and encouraging and very supportive. An amazing mind. You'd ask him a question and he'd say, you know, there's a very interesting article about that. And then he reads back from his shelf, now where is it? And he'd find the article. I was just reading this article and he'd lend it to you. And then at that point, he remembered he just recently read something about it or something like that. Aceasta este una dintre sările în care, la începutul anilor 60, a predat istoria religiilor profesorul Mircea Eliade, păstrată și astăzi, cu foarte mici excepții, aproape intactă. Se spune că atunci când el venea la această catedră să predea cursurile, sala era neîncăpătoare, mai ales spre sfârșitul anilor 60, atunci când a explodat curentul hippie. Da, hipioții l-au iubit foarte tare pe Mircea Eliade și el pe ei, deși nu chiar de la început. Acei rebeli care aveau să schimbe istoria SUA i s-au părut profesorului niște ciudați. Bărboși cu plete de țigan lăieți, îmbrăcați excentric și totodată sărăcăcios, așa îi descria. Dar apoi, geniul căutător din el a încercat să-i descifreze și a descoperit că erau optimiști, iubeau viața, găseau înțeles și semnificație în orice. Ei îi povesteau trăirile după consumul de heroină, hașiș sau LSD, știind că și profesorul trecuse prin senzații similare în drumul lui spre Calcuta. El le vorbea ore în șir despre India, despre sexualitate și inițieri mistice. Tinerii hippie îl considerau unul de-al lor, iar profesorul nu contenea să se mire. Câte nu învăț de la studenții mei, spunea el. De multe ori, după cursuri, rămânea în campus pe o bancă și ore în șir admira copacii ori veverițele. Așa ceva, scria Eliade, nu vezi decât în pădure în România. Viața lui se împărțea între universitate, casă și birou. Ajunsese să doarmă doar o oră și jumătate. Încă din studenție, începuse să reducă timpul de somn cu câte 5 minute pe noapte, pentru ca în rest să citească și să scrie. Altfel, trăia discret. În cartier, nici nu se știa cine sunt domnul cu pipă și doamna elegantă care ies seara la plimbare. Când a ajuns la Universitatea din Chicago, tânărul student Stelian Pleșoiu a aflat despre ei dintr-o întâmplare. Cineva i-a spus că accentul lui seamănă izbitor cu al celor doi bătrânei simpatici și că poate sunt din aceeași țară, iar el a mers să-i cunoască pe misterioșii locatari. Mi-a apărut o doamnă distinsă, cu părul argintiu, cu țigareta în mână. M-a întâmpinat la ușă cu întrebarea, dumneata, ești Stelian Pleșoiu? Și am zis, da, eu sunt. Poftim, poftim. Înăuntru zice, dar cum te prezinți la o cucoană fără flori? Hai, te rog, poftim. În fine, zice, ia loc și ia spune, bei ceva, fumezi ceva?
Zice, sunt convinsă că n-ai nici țigări. Zice, te pricep, m-a ta să repari un radio. M-am dus și m-am uitat la radio care era ascuns într-o debara, cu multe haine peste el. L-am făcut să meargă spre uimirea doamnei respective și a zis, vai, dar ce priceput ești. Uite și aia nu merge și, mă rog, nici becul ăla nu arde. Le-am aranjat repede, mi-am dat seama că bătrânica nu se pricepea la nimic. A fost foarte încântată de lucrul ăsta și după o cafeluță și un pahar de scotch pe care le-am consumat cu plăcere, am vrut să plec și a zis, stai, nu pleca nicăieri că vreau să te plătesc. Și a strigat la un moment dat, nu știam că în camera cealaltă mai e cineva, a strigat, iubițel, vino să-l plătești pe băiat că pleacă. Și a apărut la un moment dat din altă cameră un bătrânel cu pipa în gură, care încerca să scoată din portofel o bancnotă de 20 sau de 50 de dolari. I-am spus, nu trebuie să-mi dați niciun ban, să știți că nu mai vin niciodată aici dacă îmi dați bani. Și el a zis, uite, am o carte pentru tine, am primit-o chiar ieri de la Paris. Și te rog, zice, să o iei, să o citești. Am luat cartea fără să mă uit și am plecat. Ajungând acasă, am văzut titlul cărții, se numea Strada Mântuleasa. Se întâmpla în anul 1972. Stelian Pleșoiu habar nu avea că tocmai intrase și ieșise din casa lui Mircea Iliade. O vreme a ignorat și cartea, dar apoi doamna cu păr argintiu și țigaret l-a sunat din nou. Se mai stricase o priză și niște becuri arse trebuiau schimbate. Le-am rezolvat problemele astea și doamna foarte încântată mă lăuda că sunt foarte priceput și că ar trebui să stau mai mult pe lângă ei pentru că ei sunt niște amărâți și că n-au pe nimeni și că nu cunosc pe nimeni și că meseria și costă mulți bani și așa și pe dincolo. Și la un moment dat mă întreabă, tu ai citit cartea aceea pe care ți-a dat soțul meu? Zic, doamna, am citit ceva din ea. Începutul este foarte frumos, am înțeles foarte bine, dar după aia nu, zic, autorul ăla cred că e nebun, nu înțelegi nimic ce spui acolo. Și vai de mine, cum îți permiți să vorbești așa ceva? Zic, păi da, vă spun, n-am înțeles ce scrie. Doamna e enervată, mă întreabă, zice, domnule, zice, tu ai văzut cine e autorul acelei cărți? Și am zis, da, Mircea Eliade. Ai citit vreodată ceva de Mircea Eliade? Zice, să știi, domnule Pleșoiu, că autorul acelei cărți este soțul meu. Zic, doamnă, vedeți-vă de treaba, autorul ăla este mort de mult. Doamna se enervează și mai mult, își strigă soțul care apare din aceeași cameră cu pipa în gură și îmi spune, lasă-l, dragă, în pace, zice, că pentru români eu sunt mort de mult. Cuvintele maestrului îl dor și astăzi la fel de tare cum l-au durut atunci. Știa că erau adevărate. România îl omorâse pe Mircea Iliade prin uitare. Așa a înțeles Stelian Pleșoiu în modul cel mai brutal posibil în casa cui nimerise. Și cine era de fapt domnul cu pipa? Filozoful avea atunci în jur de 65 de ani și era chinuit de o artrită care până la urmă avea să-i imobilizeze mâinile și să-l țintuiască la pat. Cristinel Eliade, doamna cu țigaret și voce fermă, era soția și sprijinul lui de toate felurile și omul care făcea regulile casei. Începând din momentul acesta, când mai vii pe aici, te rog să te adresezi lui Mircea Eliade cu doctor Eliade sau cu maestru. Iar pe mine zice să mă strigi doamna Eliade sau Cristinel. Să nu mă strigi niciodată Georget, cum scrie în certificatul de naștere, pentru că mama mea nu a vrut să-mi dea numele ăsta la naștere. Dar tatăl meu venea de la o partidă de poker, era puțin afumat și a încurcat lucrurile la primărie. Și în loc de Cristinel mi-a spus Georget, iar eu urăsc acest nume. Te rog, de acum încolo poți să vii oricând, ușa ți este deschisă, dar vreau să-ți ții gura închisă. Tot ce vezi aici, tot pe cine cunoști aici, ții pentru tine. Așa ne place nouă să trăim. Și iată-mă, făcând parte din cuplul Eliade, în anii care au urmat, 18 ani a trăit alături de ei și de prietenii lor, mari personalități ale acelor vremuri. Era o tradiție să vină la Eliazi, cum li se zicea. În acea casă a învățat Stelian Pleșoiu ce înseamnă patriotismul autentic, modestia și eleganța în tot, și în haine, și în cuvinte, și în gesturi. Apartamentul lor format din două dormitoare și o sufragerie și o toaletă. Casa era plină cu cărți, cu câteva covoare persane, câteva obiecte de artă. Aveau câteva tablouri numai de pictori români, dintre care era un Țuculescu, un Corneliu Baba, toate date cu autograf, și un Grigorescu, un car cu boi. Unul din tabieturile lor era fumatul. Fumau cu o plăcere de te îndrăgosteai pe loc. Ea fuma țigaretă și el fuma pipă în ultimii ani. Îi cumpăram un tutun egiptean, el asemănându-l foarte mult la gust cu tutunul pe care
îl fumase prima dată în viața lui când a călătorit spre India pe vapor. Marinarii după acel vapor l-au învățat să fumeze și a rămas cu gustul acelui tutun. Am fost învățat să fumez. La început, doamna Eliade m-a tratat cu țigări franțuzești, goloaz, cred, sau gitan. Niște țigări fără filtru, formidabil de tari, aproape te apucă leșinul când am tras două fumuri din alea. Am renunțat repede la ele. Tabieturile lor nu erau complicate, sofisticate, cafeluța nu lipsea niciodată, paharul de scoci al maestrului nu lipsea și, în general, discuțiile frumoase. Cu mine discuțiile nu erau intelectuale pentru că eu nu am studiat niciodată filozofia sau istoria religiilor, dar discuțiile noastre erau legate totdeauna despre România. Pentru că aceasta era, de fapt, marea tristețe a maestrului, în timp ce România lui ta, el făcea orice să nu uite și dorul de ea îl măcina continuu.